Misiune de salvare în comuna Pleșoiu din județul Olt. O femeie de 80 de ani era să moară după ce a căzut într-o fântână adâncă de 10 metri. 20 de pompieri s-au chinuit 3 ore să o scoată din fântână. Din fericire, femeia e foarte bine acum. Un vecin a auzit-o pe bătrână țipând și s-a dus să vadă ce a pățit. Cum a văzut-o în fântână, a pus mâna pe telefon și a sunat la 112 pentru a cere ajutor. A urmat apoi o misiune contra cronometru. Pompierii au încercat timp de 5 ore să ajungă la femeie. Au săpat, au îndepărtat tuburile puțului, iar în final unul dintre tinerii angajați a reușit să coboare și să o scoată la suprafață. E un miracol că încă este în viață după atâtea ore. Da, după atâtea ore... Dumnezeu cu ea. Poate intervenție destul de dificilă, ținând cont de cât a fost destrâmtă fântâna respectivă și timpului care a trecut de la momentul susținerii dumneavoastră la intervenție și până la momentul în care am ajuns la dânsa. Cum a fost intervenția asta? Dificilă, dintre orice ăștia rețeți mai puțin n-ajung atâta la adâncinea care se vorea, dar din păcate am săpat cât am putut noi și restul a intervenit cu ieri, nu a decurs. Bătrâna de 80 de ani era în șoc hipotermic când a fost scoasă din fântână și a fost predată medicilor de pe ambulanță. Fântâna a asigurat victima, iar aceasta a fost extrasă, este monitorizată în acest moment de echipajul de ambulanță cu semne vitale. Acesta este cel mai important aspect. Femeia a fost transportată la Spitalul Județean din Slatina pentru îngrijiri de specialitate. Din fericire, nu are răni care să-i pună viața în pericol.